Nu preregistru. Bună ziua, stimați reprezentanți mass media. După cum am anunțat ieri la finalul ședinței de guvern, am solicitat pentru astăzi o întrevedere cu președintele Republicii Moldova, cu domnul Igor Dodon, cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, doamna Zinaida Greceanu. Am solicitat și o întrevedere cu președintele ales. După cum spuneam ieri, subiectul discuției adresării către în acest format este agrearea pașilor, mai departe, acțiunilor pentru declanșarea dizolvării Parlamentului Republicii Moldova. Este un obiectiv pe care cu toți am declarat că este unul prioritar pentru a readuce la normalitate țara și ca să permitem societății noastre să soluționeze problemele și să se dezvolte în continuare. Ședința de guvern ieri a fost, în primul rând, destinată aprobării proiectelor necesare pentru ca țara, începând de la 1 ianuarie 2021, să poată funcționa normal, să putem executa unii în implementare legile bugetare anuale, dar și politica bugetară fiscală. Ne-am îngrijit ca, odată cu aceste hotărâri de guvern, să nu fie probleme mai departe în finanțarea necesităților și cheltuielor primordiale ale statului Republica Moldova. Consider că odată cu aprobarea acestor proiecte, mașina statului, sistemul de stat va putea funcționa, vor putea fi achitate salarii, pensii, plăți sociale, etc., etc. De aceea, acum este absolut necesar să ne concentrăm pe obiectivul major, care este dizolvarea Parlamentului. După cum cunoașteți, sunt doar două căi legale de a declanșa dizolvarea Parlamentului și alegeri parlamentare anticipate. Una din ele este demisia Guvernului. În aceste condiții am discutat astăzi și eu am propus, și asta voi face, de a veni astăzi cu propuneri de demisie a prim-ministrului, respectiv și a Guvernului Republicii Moldova, astfel încât ca această procedură să poată fi lansată cât mai curând posibil. Astăzi, pe parcursul zilei, sper să am o întrevedere cu președintele ales pentru a discuta despre activitatea Guvernului în exercițiu mai departe, astfel încât să poată fi asigurată funcționarea instituțiilor statului și a țării în general în continuare. Folosindu-mă de ocazie, vreau să mulțumesc în primul rând tuturor cetățenilor care în acest an foarte dificil au manifestat înțelegere, au muncit, au contribuit la faptul că Republica Moldova să poată trece în această perioadă dificilă de această perioadă destul de complicată. Bineînțeles, mulțumesc tuturor colegilor din instituțiile guvernamentale, dar și publice, din autoritățile publice locale, care de asemenea au muncit foarte mult ca în acest an dificil să putem soluționa mai multe din problemele cetățenilor, să putem investi în infrastructură, să putem achita salariile, pensiile la timp și tot așa mai departe. Mulțumesc, bineînțeles, deputaților din Parlament care la diferite etape au susținut acest guvern, au votat proiecte absolut vitale și necesare pentru Republica Moldova și merită toată aprecierea cei deputați care au manifestat un nivel de conștientizare remarcabil. Mulțumesc doamnei președinte a Parlamentului, doamna Greceanu, pentru faptul că tot timpul ați susținut guvernul acolo unde venea cu propuneri bune, am primit și critică atunci când am mers bine, ce vă mulțumesc foarte mult, doamna Greceanu, pentru tot ce ați făcut dumneavoastră pentru ca guvernul actual, care pleacă în demisie, să-și îndeplinească misiunea. În ultimul rând, vreau să-i mulțumesc domnului președinte Igor Dodon, care, în primul rând, mi-a acordat la 14 noiembrie anul trecut acest încredere pentru a conduce Guvernul Republicii Moldova. Pe parcursul acestui mandat, noi am asigurat o conlucrare care eu cred că trebuie să fie și pe viitor între instituțiile statului, mai ales aceste trei importante. Deci, cele mai dificile probleme care au fost în acest an au fost posibil de soluționat numai prin conlucrare, numai prin discuții, prin dezbateri uneori aprinse, dar până la urmă ne-am
străduiți să venim cu soluțiile care sunt recomandate într-o situație sau alta. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați cetățeni, acestea fiind spuse și aflându-ne în preajma sărbătorilor de iarnă, în ajun de Crăciun, vreau să vă doresc tuturor sănătate, prosperare Republicii Moldova, sănătate și un an nou 2021 cât mai bun. Cu alte informații și declarații sper să-i vin după ce voi avea întrevederea cu doamna Maia Sandu, președintele ales a Republicii Moldova. Sănătate și numai bine. Vă mulțumesc! Onorată asistență, stimați concetățeni, stimați reprezentanți mass media, domnule președinte a Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, domnul prim-ministru, domnul Ion Chicu, în aceste circumstanțe, cu decizia asumată de către Guvernul Republicii Moldova, de către domnul prim-ministru, vreau să constat următoarele. Pentru astăzi a fost convocată o ședință extraordinară a Parlamentului pentru examinarea moțiunii de cenzură care a fost depusă de către unii deputați în Parlamentul Republicii Moldova împotriva Guvernului. Dat fiind această decizie asumată a domnului prim-ministru, care noi o considerăm că este una foarte corectă, pentru a declanșa alegerile parlamentare anticipate, vreau să anunț toată lumea și deputații de asemenea din Parlamentul Republicii Moldova că ședința preconizată pentru astăzi la ora 15 nu va avea loc, dat fiindcă subiectul este epuizat. În acest context, mâine va avea loc ședința de inaugurare a noului președinte ales a Republicii Moldova, a doamnei Maia Sandu, precum a fost preconizat la ora 11, ședința comună a Parlamentului și a Curții Constituționale a Republicii Moldova. Totodată vreau să aduc sincere mulțumiri din partea Parlamentului, în calitatea mea de președinte a Parlamentului, pentru buna conlucrare pe care am avut-o în această perioadă cu domnul președinte a Republicii Moldova și domnul prim-ministru, fiindcă probabil că după o perioadă foarte îndelungată de timp, în sfârșit, pe parcursul acestui an, noi am avut o conlucrare atât pe verticală cât și pe orizontală, guvernul, președinția și Parlamentul Republicii Moldova. E foarte important ca aceste trei ramuri ale puterii de stat să tragă în același car și atunci lucrurile în țară se mișcă în direcție corectă. Așa s-a întâmplat și în acest an, 2020, care a fost un an foarte dificil și guvernul, având tot suportul și din partea deputaților în Parlamentul Republicii Moldova, sigur că nu a tuturora, tot timpul așa este în Parlament, dar în acest an dificil, guvernul a reușit să facă față lucrurilor, să asigure plățile salariale, plățile sociale, să asigure toate proiectele investiționale și multe, multe alte lucruri și să-i ajute și pe agricultori. Deci eu vreau să vă aduc, stimate domnule prim-ministru, sincere mulțumiri pentru activitatea care a avut-o echipa guvernamentală. Vreau să transmiteți aceste mulțumiri întregii echipe guvernamentale pentru activitatea dumneavoastră. Nu deloc simplu, într-un an foarte complicat, nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru toată omenirea. Domnule președinte, dumneavoastră ați fost cel care ați asigurat această conlucrare între, a fost acea balanță între ramurile puterii în stat și cred că lucrul acesta trebuie să fie un bun exemplu pentru toate următoarele guvernări. Dar acest Parlament, care nu reprezintă alegătorii cum au votat în 2019 în luna februarie, trebuie să plece și să declanșăm cât mai curând posibil alegerile parlamentare anticipate. Noi suntem gata pentru aceasta, toate fracțiunile practic în Parlament au declarat lucrul acesta. De fapt, foarte puțini știu cum trebuie să se miște, dar sper că noul președinte ales va avea consultări cu toate fracțiunile parlamentare și vom face o cale de parcurs cum să ajungem la aceste alegeri parlamentare anticipate pe cale legală. Vă mulțumesc tuturor pentru conlucrare. Parlamentul se va întruni în luna februarie, când începe sesiunea de primăvară.
succesă tuturora și un an nou mai bun decât acesta care a fost, chiar dacă a să fie mai complicat poate pe alocuri, dar trebuie să fim cu toții rezistenți și să înțelegem un lucru. Deputații în Parlament sunt aleși de către cetățeni și ei trebuie să slujească cetățenilor Republicii Moldova. Sănătate tuturor! Și, stimați concetățeni, eu o să divizez mesajul meu în două părți. Prima legat de demisia guvernului, a doilea ceea ce ține de adresare către cetățeni în legătură cu sfârșitul mandatului. În primul rând, vreau să spun că decizia de astăzi privind demisia guvernului, pentru că anunțarea demisiei de către prim-ministru înseamnă demisia guvernului Republicii Moldova, în corpore, este o decizie asumată pe care am discutat-o împreună cu colegii și am considerat că acum, la această etapă, este momentul potrivit. Această demisie nu este sub presiunea moțiunii de cenzură sau sub presiunea protestelor. Noi am dat dovadă de caracter parcursul acestui an și nu doar acestui an, că putem ține și face față oricăror lovituri. Aceasta este o decizie asumată cu scopul de a declanșa procesul alegerilor parlamentare anticipate. Această decizie a fost luată după ce au fost promovate toate actele legislative, legile cele mai importante pentru a asigura funcționalitatea statului pe viitor. Ieri a fost publicat și a intrat în vigoare bugetul, politica fiscală pentru anul 2021. Și tot ieri guvernul a aprobat toate actele normative secundare necesare pentru implementarea legii bugetului. În aceste condiții, când este asigurată stabilitatea bugetară, financiară, noi ca oameni responsabili, președintele țării, prim-ministru, speakerul Parlamentului, așa cum am promis, am luat decizia la momentul potrivit. Eu vreau să mulțumesc echipei guvernamentale, domnului prim-ministru, care a avut verticalitatea, curajul și profesionalismul pentru a face față acestor provocări foarte dificile din acest an. Niciun guvern în ultimii 10-15 ani nu au fost în situația să facă față mai multor probleme concomitente în decurs de un an. COVID, secetă, criză economică. Cei care critică își vor aminti de această perioadă și vor recunoaște că a fost unul dintre cele mai profesioniste guverne care a făcut față acestor provocări. Eu vreau să mulțumesc membrilor guvernului pe care, împreună cu domnul prim-ministru, i-am delegat la diferite etape în componența guvernului și care au făcut față tuturor problemelor care le-au stat pe agenda pe parcursul acestuia. Începând cu ziua de mâine, președintele nou ales, care va depune jurământul, trebuie să-și asume întreaga responsabilitate pentru ceea ce este în țară și să înceapă discuțiile cu fracțiunile parlamentare pentru numirea altui guvern, desemnând un candidat, sau pentru discutarea agendei, foaiei de parcurs, pentru declanșarea alegerilor anticipate. Vreau să spun că noi suntem disponibili pentru această discuție. Încă o dată vreau să mulțumesc colegilor din guvern pentru activitatea lor pe parcursul acestui un an și o lună, 13 luni de zile, foarte, foarte dificile. Asta am vrut să spun, vreau să mulțumesc domnului prim-ministru, doamnei speaker a Parlamentului și eu rămân să dau următorul mesaj care l-am pregătit. Domnul prim-ministru. Stimați concetățeni, stimați reprezentanți mass-media, astăzi sunt exact 4 ani din momentul când am depus jurământul în calitate de președinte al Republicii Moldova. Au fost 4 ani foarte dificili, pe care eu vreau să-i divizez convențional în 3 etape. Prima etapă, etapa 2016-2019 iunie, etapa guvernării oligarhice în Republica Moldova. A doua etapă,
Etapa când a fost coaliția între socialiști și cei de la PAS și DA. Și a treia etapă din noiembrie anul trecut până astăzi. O etapă când a fost una dintre cele mai dificile perioade din istoria modernă a Republicii Moldova, poate cu excepția conflictului de pe Nistru, când noi am avut o conlucrare eficientă între președinte, speaker și prim-ministru. Eu nu o să vin cu un raport de activitate, pentru că au fost făcute mai multe rapoarte, inclusiv repartizate și la cetățenii Republicii Moldova. Dar consider că în această perioadă cea mai mare realizare a fost că am fost alături de cetățeni. Eu personal am fost în peste 600 de localități, am ajutat direct peste 300.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. Că e vorba de familii cu mulți copii, că e vorba de pensionari veterani, că e vorba de copii care trebuia să fie ajutați din punct de vedere medical, că e vorba de tineri interpreți și multe, multe alte persoane care am reușit să le ajut pe parcursul acestor 4 ani de mandat. Eu cred că aprecierile adevărate urmează după ce voi pleca din funcția de președinte. Vreau să vă informez că nu regret nicio decizie pe care am luat-o pe parcursul acestor 4 ani. Orice decizie a fost asumată, legală și în interesul cetățenilor Republicii Moldova. La final de mandat vreau să punctez 3 lucruri. Primul. În primul rând, vreau să aduc mulțumiri cetățenilor Republicii Moldova care mi-au oferit onoarea să fiu președintele acestui stat. Într-al doilea rând, vreau să mulțumesc doamnei Greceană și domnului Chicu, președintelui Parlamentului și prim-ministrului, pentru o perioadă în premieră din ultimii 10 ani, după 2009 încoace a fost prima perioadă, când a fost o colaborare foarte bună între președinte, guvern și parlament. Nu a mai fost așa perioade de activitate în comun a instituțiilor statului. Vă aduceți aminte cum a fost anterior, lupta între instituții. Și cu regret, din câte eu înțeleg, noi intrăm într-o perioadă nouă de luptă între instituții, ceea ce va afecta grav situația din țară. Vreau de asemenea să mulțumesc colegilor din Partidul Socialiștilor, care au fost toată această perioadă, 4 ani, alături de mine și au susținut toate inițiativele președintelui. Noi suntem o echipă unică, profesionistă, care am făcut față mai multor provocări. Vreau să mulțumesc separat colaboratorilor din aparatul președintelui. Eu când am venit în 4 ani în urmă în președinție, le-am spus că nu mă interesează viziunile voastre politice. Nimeni nu a fost demis sau impus să intre într-un partid politic. Și colaboratorii din administrația președintelui știu acest lucru. I-am prețuit ca profesioniști și am apreciat pe fiecare. Este o echipă profesionistă pe care am moștenit-o la președinții până la mine. Ce va face următorul președinte, vom vedea. Vreau să mulțumesc partenerilor de dezvoltare pentru colaborarea pe care am avut-o. Cu ambasadorii ne vedeam în format larg în fiecare o lună, două. Da, uneori aveam poziții diferite pe unele subiecte. Dar am avut o colaborare eficientă. Vreau să mulțumesc jurnaliștilor, dumneavoastră, stimați reprezentanți mass media, pentru colaborarea care am avut-o. Am fost deschis. Eu cred că din președinții din ultimii 10 ani, poate și mai mult, dumneavoastră ați avut cea mai multă informație despre activitatea președintelui, zilnic. Fiecare întrevedere, fiecare discuție, fiecare vizită în teritoriu, eu am reflectat-o și dumneavoastră ați fost la curent. Vreau să mulțumesc jurnaliștilor pentru critică. Nu tot timpul am fost de acord cu ea. Dar critica te mobilizează. Și am primit-o așa cum este. Voi cu agenda voastră, noi cu agenda noastră, dar cred că am avut o colaborare bună cu dumneavoastră, reprezentanții mass media. Și în ultimul timp vreau să mulțumesc familiei mele, soției, copiilor, mamei mele care m-au susținut în această etapă și care probabil au avut cel mai mult de suferit. Doar datorită lor am putut face față la toate provocările noroiului, criticilor aruncat în mine. Al doilea lucru care vreau să-l punctez. Transmit
următorului președinte o instituție credibilă și puternică din toate punctele de vedere. Noi cu toții știți că până în 2016 instituția prezidențială era o instituție de formă în care moldovenii nu aveau încredere. Practic, deciziile se luau în altă parte, dar instituția prezidențială se formalizau. Se luau la alianțele pentru integrare europeană și spune președintele, trebuie să faci așa sau așa. Pentru prima dată din 2009, instituția prezidențială a devenit adevărat puternică, funcțională, cu agenda sa separată în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Vă aduc aminte, pentru prima dată din 2009. Și pentru prima dată după mai mulți ani, instituția prezidențială este în topul preferințelor cetățenilor la încredere față de instituții. Așa ceva 4 ani în urmă nu a fost. Însă toate acestea se pot pierde foarte repede. Și se poate reveni la ceea ce a fost până în anul 2016. Dacă următorul președinte nu va conștientiza responsabilitatea și rolul care îi revin. Președintele țării trebuie să fie mediator între forțele politice și să-și asume dialogul foarte dificil între diferite partide politice. Așa cum am făcut-o eu în 2019, când am numit-o pe Maia Sandu prim-ministru, iar pe Năstasă vicepremier și ministru în guvernul de anul trecut. Înțelegând riscurile politice, am mers la acest lucru în interesele cetățenilor, pentru a asigura funcționalitatea instituțiilor de stat. De aceea, rolul de mediator e important. Președintele țării trebuie să fie om de stat, nu politician de rând. Interesele politicii trebuie să le lese deoparte. Dacă se va ghida de interesele partidului care a fost, de care a fost înaintat, atunci nu se va ajunge departe. Președintele țării trebuie să fie aproape de oamenii simpli. Cum a fost un 6 de localități, nu șadă în instituția asta pe care a reparat-o și o transmite. Sau șadă în Facebook. În fiecare săptămână, 2 zile în teritoriu. Pentru a fi alături de oameni, ca oamenii să înțeleagă. Președintele țării trebuie să fie echilibrat în relațiile cu partenerii străini. Nu trebuie să caute dușmani în Occident împotriva la alții și să implice în războaie geopolitice. Nu trebuie să atragă țara noastră, moldovenii noștri, în lupta geopolitică între puterile mari, între Rusia, Uniunea Europeană, Statele Unite și așa mai departe. Nu luați partea, următorul președinte, nu luați partea nimănui. Interesele Republicii Moldova trebuie să stea în cap mes. Iar interesele noastre sunt că trebuie să fim în relații bune cu toți. Și președintele țării trebuie să fie un președinte al majorității cetățenilor. O să vă deschid un secret care îl cunoașteți. Nu poate fi președinte al tuturor cetățenilor. Președinte poate fi al majorității cetățenilor. Nu încercați să puneți diferite categorii cap în cap, etnii. Pentru că lucrul acesta va duce la o situație dificilă în societate. Desigur, viitorul președinte poate alege modelul de comportament al președinților de dreapta, cum a fost în timpul Alianțelor pentru Integrare Europeană. 2010, 11, 12, 13, 14, 15, ne aducem aminte. Dar în acest caz, eu sunt ferm convins că se va ajunge la un blocaj total în următoarele 5-6 luni. Și cei care fac proteste acum, în fața Guvernului, Parlamentului, la Vama, în câteva luni vor face proteste în fața instituției prezidențiale. Și al treilea lucru care vreau să-l anunț astăzi. Ce vom face mai departe? După cum cunoașteți, eu revin în Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Pe data de 30 decembrie va avea congresul, unde am fost înaintat pentru a fi ales în funcție de președinte al Partidului Socialiștilor. Vreau să vă spun că cu echipa Partidului Socialiștilor, cu cea mai mare fracțiune care este în Parlament,
Suntem disponibili pentru a purta discuții cu toți deputații din Parlament și cu noul președinte pentru a găsi una din soluții. Numirea unui guvern de tranziție sau discutarea pașilor pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Noi suntem disponibili de a discuta cu toți pentru a atinge aceste două obiective. Guvern de tranziție sau declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Guvernul de tranziție tot duce la alegeri anticipate. Dar trebuie să asigurăm funcționalitatea instituțiilor de stat. Perioada următoare va fi una foarte interesantă. Când se finalizează o partidă, imediat începe următoarea. Și stimați și unii nestimați oponenți politici, totul abia începe. Eu vă promit că totul abia începe. Promit de asemenea că cel mai important lucru pentru mine în continuare va fi să confirm încrederea celor 700.000 de cetățeni care m-au votat la alegerile prezidențiale. Eu sunt obligat să-i reprezint și să lupt pentru interesele lor. Și mă voi asigura ca noua guvernare și noul președinte să ia decizii și să lucreze pentru toți cetățenii și pentru țară. Eu am văzut că au fost multe critici în adresa mea a guvernului Chicu, din partea celor care preiau responsabilitatea totală pentru țară începând cu ziua de mâine. Nu poi mâine, mâine. Responsabilitatea este pe voi. Am văzut critici. Am văzut foarte multe promisiuni electorale în campania electorală care s-a finalizat nu demult. Noi vom urmări cum le îndepliniți. Și o să vrem să înțelegem, a fost demagogie electorală sau sunteți oameni responsabili? Noi o să vă ajutăm să fiți responsabili. Știm cum. Aceste obiective, după cum am menționat, le voi asigura împreună cu colegii din Partidul Socialiștilor. Vreau să vă promit că voi da dovadă de maturitate politică în continuare și toate deciziile pe care le voi aproba vor fi în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Noi să ne vedem în curând în altă parte, în alt format, în alte circumstanțe, unde vom discuta despre ce se va întâmpla imediat după anul nou. Stimați concetățeni, vreau să vă urez tuturor sărbători fericite, celor care sărbătoresc Crăciunul pe 25, eu sărbătoresc pe 7 ianuarie, așa ca majoritatea cetățenilor. Dar avem cetățeni în Republicii Moldova care sărbătoresc pe data de 25 decembrie. Inclusiv unii oponenți politici. Aveți ce discuta, oponenți politici, de Crăciun? Mâine inaugurarea, apoi mâine zi liberă. Aveți la ce vă gândi, dar mult timp de gândit nu aveți. Oamenii așteaptă rezultate. Noi am demonstrat că am gestionat. Demonstrați voi ce puteți. O zi bună, succese, sănătate și cu Doamne ajută. Mulțumim!